Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Sandu Scobioala și vă prezint o nouă ediție a emisiunii Obiectiv Comun. În municipiul Chișinău, transportul public este supraaglomerat, iar administratorii firmelor de transport nu-și permit să cumpere mașini noi și spun că sunt în pragul falimentului din cauza tarifelor mici. Care sunt soluțiile? Vă invit să aflăm în ediția de astăzi. Microbuzele pline ochi fac parte din tabloul zilnic al orașului Chișinău. Cei mai afectați sunt călătorii care și-au pierdut speranța că această problemă va fi rezolvată vreodată. Mai bine mă duc cu autobuzul. De ce? Fiindcă rutiere în bucșoală. Cu autobuzul cum e? Nu chiar așa mulți intră și este aer să respiri. Trebuie de mai pus mijloace de transport, ca să fie mai multe, ca să circule lumea, să nu fie așa desime. Și troleibuzele îmi pare că sunt puține. Spre exemplu, e această stație, acolo stai jumătate de oră, poate să nu vii niciun troleibuz. Pe urmă vin toți deodată și se umple, e cam problematic. Eu consider că microbuzele de mult trebuie suspendate și de adus ori electrobuze noi, ori troleibuze noi și autobuze noi, fiindcă problema de-amu iese din albie ei. Administratorii microbuzelor de linie din capitală spun că această afacere a devenit neprofitabilă. Firmele din domeniu abia de își mai pot întreține mașinile și din acest motiv mai multe rute au fost închise, iar pe unele itinerare au rămas mai puține maxi-taxiuri. Dacă acum 5 ani pe străzile din Chișinău circulau peste 1700 de microbuze, în prezent au rămas puțin peste 1100. În ultimii câțiva ani, din păcate, nu s-a cumpărat, n-a fost procurat niciun mijloc de transport pentru, am în vedere, microbuze pentru Chișinău. Majoritatea dintre înțele au fost scoase de proprietarii acestor mașini din cauza la aceea că nu își acopereau cheltuielile care erau. Problema principală constă în aceea că tariful n-a fost revăzut din 2006. După ce au crescut prețurile la motorină, au crescut de la 8,70, care era cu câțiva ani în urmă. Astăzi prețul motorinei cunoaștem că e în jurul la 15 lei și tendința, din păcate, este spre creștere. Reparația au crescut aproape de 3 ori. Se face astăzi un motor, ca să fie clar despre ce merge vorba, este în jurul la 2000 de euro. 2000 de euro cu 3 lei. Este posibil și în ce timp de întors înapoi acești bani? Autoritățile admit faptul că taxa pentru o călătorie trebuie modificată, dar spun că pentru a face față fluxului de pasageri sunt necesare mai multe autobuze de capacitate medie și mare. S-a majorat și prețurile la lubrifiant și combustibil, fluxul de călători este instabil, joacă rolul și tarifele care nu au fost majorate din 2006 la microbuze. Soluția este doar una, procurarea de autobuze de capacitate medie și capacitate mare la parcul urban de autobuze ca să suplinească acest gol care a rămas în urma microbuzelor. Și administratorii liniilor de microbuz spun că ar fi de acord să înlocuiască microbuzele cu autobuze, dar potrivit lor sunt anumite zone unde scoaterea maxi-taxiurilor de pe trasee nu este recomandată. Sunt anumite condiții în municipiul Chișinău unde rutierele pur și simplu nu pot fi înlocuite. Cum este, sunt cartierele din Poșta Veche, de la Schinoasa, din suburbiile municipiului Chișinău. Și cum ne-am închipuit noi, strada 31 August, de pildă, sau strada alte străzi ca asta. 31 august, dacă o unitate de transport mai mare, cum este un autobuz, Doamne ferește, să oprească pe o oră sau două ore, că acolo cauciucurile, anvelopile sunt altele,
asta se face prăpăd. Mai mult pe acolo nu merge nimic. Administratorii rutelor urbane spun că au făcut calcule și pentru a acoperi toate cheltuielile de întreținere a unităților de transport ar fi nevoie de 9 lei pentru o călătorie. Totuși, ei susțin că ar accepta inițial o majorare de la 3 la 5 lei. Majorarea tarifului cred că ar fi binevenit pentru că e într-adevăr foarte greu. E greu de supraviețuit în condițiile de moment. Asta e situația. Fluxul de pasageri ceva dimineața și ceva seara când se mai întorc la serviciu. În rest, nu prea. Măcar 5 lei ar fi binevenit. Asta e părerea mea. Dar... deja, pentru că să nu uităm și de veniturile la oameni. Să nu uităm că orașul, majoritatea transportului, e marca Mercedes. Asta deja spune ceva. La care piesele, chiar și uzate sau cele noi, sunt foarte scumpe. Și din întreținut un autoturism e foarte scump. Asta e clar că se cere mult de la noi, că să fie și cauciucurile și toate multe lucruri, dar e greu. Mașinile rămân în urmă, nu le putem deservi, trebuie mult cheltuială. Ele am scumpit și piesele de schimb și zapceastele și tot, și astea și motorină și tot, și de atâta și nu se poate lucra, pentru că mașina în primul rând trebuie să... Mașina și e deservită. Dacă mașina merge, înseamnă că merge și lucrurile, dar cinci, nu știu, poate și mai mult decât trebuie. Subiectul privind majorarea prețului pentru o călătorie în transportul public urmează să fie dezbătut public, iar ulterior Consiliul Municipal Chișinău va lua o decizie. Am revenit în platou, discutăm la acest subiect cu invitații din această seară. Este vorba despre domnul Ion Mămăligă, directorul companiei private de transport. Vă spunem bună seara. Bună seara. Domnul Iacob Capcelea, directorul parcului urban de autobuze. Bună seara. Bună seara. Și domnul Ilian Copa, șef direcția management de transport. Bună seara și bine ați venit la Obiectiv Comun. Bună seara. Stimați telespectatori, că de fiecare dată vă invităm și pe dumneavoastră cei de acasă să participați la discuție. Așteptăm întrebări și comentarii la acest subiect pe pagina de Facebook TVR Moldova, acolo unde emitem live această emisiune. Stimați domnule, vreau întâi de toate să ne spuneți de ce am ajuns să ne confruntăm cu astfel de probleme, și anume insuficiența mijloacelor de transport și de unde își are, în general, rădăcina această problemă. Domnule Mămăligă, să începem cu dumneavoastră, vă rog. Da, noi cunoaștem cu toții, deja probabil nu este călător în Chișinău care nu cunoaște că tarifele nu au mai fost ajustate la microbuze din 2006, deja este mai bine de 11 ani, pentru că din câte ține aminte, dacă nu mă înșel, autobuze și trolebuze au fost ajustate în 2009. Nu înțeleg de ce chiar și atunci, în 2009, nu au fost împreună ajustate. Dar un tarif în condițiile noastre nerevizuit parcursul la 11 ani, iată, a creat problemele astea. Nu mai este deja o problemă noastră, este o problemă a orașului, este o problemă a municipalității, pentru că orașul riscă să rămână fără transport. Chestia asta este deja resimțită peste tot, în tot orașul. Pe lângă faptul că nu au fost revizuite tarifele, adică nu este, ca să nu creadă cineva că tariful este un moft al nostru. Noi nu cerem azi majorarea tarifului cu atâta sau cu atâta. Noi am prezentat calculele, cum se cere, conform regulamentului pentru stabilirea tarifelor. Acum, ca să prezint calculele, ele se prezintă pe vreo 20 de tabele. Adică sunt foarte mulți indici și ar fi foarte plictisitor ca să vorbim despre aceste cifre, despre acești indici, dar dacă facem o comparație cu țările cu care vreți și cu cele vecine și cu cele mai îndepărtate și cele mai dezvoltate și în est și în vest, vecinii noștri, Ucraina sau peste Prut sau Rusia chiar sau Belarusia, și comparăm ce tarife au ei la prețuri mai mici la combustibil și lubrifianți, atunci nu încape nicio îndoială că de mult problema este depășită și
această chestiune deja pur și simplu se politizează de anumiți factori de decizii și din primărie și din Consiliu, se face populism, dar asta este nu numai în detrimentul orașului, este în detrimentul călătorului, este în detrimentul calității și noi deja intrăm în zona securității. Noi deja, dacă lucrurile continuă în halul ăsta, nu mai poate fi asigurată securitatea la trafic, securitatea călătorului. Domnule Căpcelea, de ce autobuzele la fel nu fac față fluxului mare de pasageri? Dacă să ne referim la parcul de autobuze, pot să vă aduc la cunoștință că, cu regret, la ziua de astăzi, cele mai noi autobuze au deja vârsta peste 11 ani. Parcursul mediu al autobuzelor ce se află în dotare la întreprindere constituie circa 1.100.000 de kilometri. Acesta este o cifră foarte mare, fiindcă termenul normativ de exploatare al unității de transport este de 8 ani și pe timpurile Uniunii Sovietice la 500-600.000 de kilometri autobuze la casare treceau. Deci, referitor la capacitățile întreprinderii, la ziua de astăzi, în dotare, avem 135 de autobuze, marca Icarus, Lias și Man. Parcul, când a fost proiectat, capacitatea parcului permite de exploatat 350 de unități de transport. Avem baza tehnico-materială, avem teritoriul unde e parcat, avem specialiștii necesari. A rămas problemă pentru a renoi autobuzele care sunt acum în capitală. Cam câte autobuze ies zilnic pe rută? La ziua de astăzi avem pe rută 106 autobuze. Acesta e un număr evident insuficient. Ar fi dorit ca cel puțin cu 50% să fie majorat acest număr de autobuze pentru a deservi rutele care acum, la ziua de astăzi, le deservim. Iar dacă să vorbim despre redeschiderea rutelor care anterior au fost, a fost stat circulația pe aceste rute, ar fi necesar circa 220-250 de autobuze. Aceasta ar da posibilitate pe rutele magistrale de schimbat unitățile de transport de capacitate mai mică și de a asigura un confort sporit pentru călători. Domnule Cobaci, de ce s-a ajuns în această situație? Da, după cum a spus și domnul director de întreprinderi, într-adevăr, la situația asta s-a ajuns din probleme financiare, adică întreprinderile nu au posibilitatea de a procura unități de transport, să înnoiască parcul rulant de unități de transport și dacă la capitolul transport electric, adică în cazul regiei transport electric, în cazul rețelei de troleibuz, avem cât de cât o rețea cât de cât sănătoasă care se la moment se isprăviește cu fluxul său de călători, adică călătorii specifici pentru trolebuze, atunci la capitolul microbuze și autobuze avem o insuficiență foarte mare de unități de transport. Vorbind despre această insuficiență financiară, vreau să ne spuneți dumneavoastră de ce s-a amânat atât de mult revizuirea acestor tarife. Tocmai din 2006 au trecut 11 ani până acum. Această revizuire a tarifelor sau aprobarea tarifelor pentru călătoria în transport public ține de competența Consiliului Municipal. În 2006 a fost aprobat atunci 3 lei pentru microbuze. La momentul acela autobuzele, tariful la autobuz era 2 lei și la troleibuz 75 de bani. Un leu. În 2009, când s-a înaintat problema
de a majora la autobuze și troleibuze, Consiliul Municipal a fost, Consiliul de atunci a fost de acord să majoreze numai la autobuze, troleibuze, respectiv 2 și 3 lei. După aceea a fost înaintat tocmai în 2013 următoarea cerere către Consiliul de a majora tarifele la microbuze, ceea ce a fost respins de către Consiliul și de atunci nu a mai fost acceptat nicio majorare la tarif pentru transport. Domnul Găină spunea inclusiv despre faptul că, de fapt, acest flux mare de pasageri este doar în orele de vârf, asta se întâmplă dimineața și seara, în restul zilei, atât microbuzele cât și autobuzele se descurcă foarte bine cu fluxul de pasageri, ba din contra, sunt poate și prea puțini pasageri pentru a avea un anumit venit. În acest moment vreau să vă întreb dacă e posibil, din unitățile de transport pe care le avem, să oferim mai multe autobuze și microbuze, anume în orele de vârf, astfel încât să nu avem acea îmbulzeală pe care am văzut-o și în reportaj mai devreme. Din câte am înțeles, nici parcul urban nu are posibilități de a majora numărul unităților în orele de vârf și nici Regia Transport Electric, chiar dacă aici se afirmă că Regia Transport Electric se descurcă cu fluxul. Noi vedem ce se face în stații dimineața la orele de vârf, este mai bine să mergem în stații și să facem acolo sondaje ca să vedem lumea cât așteaptă. Da? În reportajul dumneavoastră, de fapt, a arătat cât așteaptă lumea un troleibuz. Nu este adevărat. Unități de transport pentru orele de vârf în Chișinău sunt insuficiente. Atât microbuze, cât și autobuze și la fel și troleibuze. Eu pot să mă expun asupra spectrului dacă este posibil de adăugat microbuze. Nu sunt de unde și nici nu vor fi. Dacă ar fi să le scoatem pe toate, pe linie? Eu cred... Sau asta se întâmplă deja? Asta se întâmplă, asta sunt toate câte sunt. Acum zilele astea pur și simplu se observă în oraș pentru că sunt pregătiri de revizia tehnică, începe revizia tehnică de la data din 1, sunt pregătiri pentru revizia tehnică, se fac și profilactică, reparații, chestii trestiși, unii chiar la unii le-au expirat deja rapoartele tehnice și chiar se prezintă la revizia tehnică, dar astea de fapt sunt capacitățile noastre. Noi le-am epuizat. Și pe zi ce trece, vreau să atrag atenția, opinii că numărul microbuzilor scade și numărul rutilor, dacă ați văzut, dispar rute, mor rute, tocmai din cauza a ceea ce afirmam mai sus, pentru că tariful este ireal. Domnul Mulică, dacă îmi permiteți, vom intra chiar acum în legătură directă cu Gheorghe Morgoci, șef Regia Transport Electric Chișinău, care nu a putut fi prezent astăzi în platou pentru că se află la o conferință în Sankt Petersburg. Domnule Morgoci, vă spunem bună seara! Bună seara, să trăiți! Domnule Morgoci, vreau inițial să ne spuneți, de fapt, câte troleibuze avem în Chișinău și dacă fac față fluxului de pasageri. În Chișinău, la bilanțul Regiei Transport Electric, avem 363 de troleibuse, din care 302 în zile de lucru sunt la linie și asigură transportarea călătorilor în municipiul Chișinău conform programului. Câte troleibuze, dacă puteți să mai spuneți o dată, sunt la linie? 302 troleibuse sunt la linie din 363, am numit cifrele. Fac față aceste troleibuze fluxului de pasageri și anume când ne referim inclusiv la orele de vârf dimineața și seara? Știți, noi analizăm fluxul de călători, cum să spun, periodic, așa să zic, și observăm un lucru că în orele de vârf, sunt mai aglomerate troleibuze, dar în timpul zilei undeva 60%, să zic, sunt coeficientul de încărcare cu persoane care preferă prestările noastre servicii. Vreau să vă mă întreb dacă și în orele de vârf, inclusiv toate unitățile de transport sunt scoase pe rută. Da, în orele de vârf, noi și vorbim îndeoseb, numărul unităților de transport este mai mare, este din 302 troleibuse, dar după orele de vârf, la lucru că noi retragem o parte din unități de transport la deservirea tehnică, la
asigurarea lor pentru a ieși a doua jumătate a zilei în orele de vârf pentru a transporta călători. Domnule Moru, se discută inclusiv și majorarea prețului pentru călătoria cu troleibuzul. Cum ați motivat dumneavoastră aceste majorări și de fapt de ce majorare am putea discuta aici? Nu știți cum să vă zic, majorarea numărului de taxe pentru călătorii în troleibuz, dacă să zicem așa, de acum o câțiva ani care nu s-a ajuns la această măsură, dar parcursul acestor ani cât a fost stabilit taxa de 2 lei, s-au trecut mai multe, mă rog, scumpiri a energiei electrice, scumpiri a altor de servicii, cum e apa, canalizarea și altele, și cheltuieli, regii, transport, electric, clar lucru că s-au majorat. Și în legătură cu aceasta, astăzi, acoperirea cheltuielilor cere de la bugetul municipal a majora alocațiile din an în an. Ca aceste bugetul municipal să nu suporte mari cheltuieri, ar fi oportun, clar lucru, și poate și o scumpire a călătoriei în troleibuz. Asta este, mă rog, părerea noastră, dar, mă rog, decizia aparține Consiliului Municipal, care se pronunță asupra acestei formări de taxe, dar noi ne vom conforma conform deciziei Consiliului Municipal. Domnule Morgoge, vă mulțumim mult pentru această intervenție. Mult succes în continuare. Vreau să vorbim în continuare despre faptul că ne dăm bine seama, după cum și-am discutat aici, că de fapt toate unitățile de transport sunt puse pe rută atunci când vorbim despre orele de vârf. De fapt, care ar fi soluțiile acum, soluțiile de moment, astfel încât să putem face față și să nu mai avem această problemă pe care o simțim în ultima perioadă, și anume un număr foarte mare de pasageri și insuficiență de troleibuze, autobuze și microbuze? Problema principală care la ziua de astăzi este cu numărul de călători în orele de vârf este aceea că toate instituțiile, cât de stat, cât de particulare, încep lucru orele de studiu la aceeași oră. Iată, aceasta este problema principală, ora de început, ora 8, și de ce așa apare această aglomerație la stație. De mult se discută întrebarea pentru a dispersa începutul orilor de studii, acesta ar fi o măsură efectivă pentru a micșora numărul de călători și a diminua necesitatea în unitățile de transport. Fiindcă la ziua de astăzi, după cum a relatat și colegii Mămăligă cât și Morguci, numărul de unități de transport este emis la linie maxim posibil de care au întreprinderile posibilitate. Da, domnul Popaci. Într-adevăr, pe parcursul a mai multor ani, primăria, direcția transport s-a adresat din nenumărate ori către ministeri, guvern, ca să revadă această posibilitate de a stabili dimineața, mai ales în orele de vârf dimineața, adică pentru a dispersa fluxul de călători, de a stabili începutul orelor de lucru la diferite instituții, organizații și așa mai departe, să fie dispersat, adică 7:30, 8:30 până la ora 9, că într-adevăr monitorizarea de ultimele două săptămâni care am efectuat-o cu colaboratorii direcției, a demonstrat acest lucru, că ora de vârf, adică majoritatea, vârful, chiar aș spune vârful orei de vârf, așa m-aș exprima, este de la orele 7:10-7:15 până la 8:10. După aceste ore, fluxul scade și chiar considerabil. Adică dacă se folosește în timpul orelor de vârf capacitatea de transportare și de încărcare a unităților de transport e la maximum 100%, atunci în afară orii de vârf, după 8:10, 8:20, 8:30, deja capacitatea de încărcare este de la 60, 70, 80% dependență de rute, de sector și așa mai departe. Ce înseamnă, de fapt, la maximum? Când spunem capacitatea la maximum, câte persoane ar trebui să încapă legal într-un microbuz? Noi când vorbim de maxim, noi vorbim din ceea ce avem. Dar observați că modul nostru de abordare diferă.
transportatorii privați de transportatorii publici, adică întreprinderile publice. Și vă explic din ce cauză. Vedeți, se încearcă a arunca piatra în grădina altcuiva. Adică dacă instituția ar începe, dacă nu știu ce, bine, este și asta un aspect. Dar noi trebuie să abordăm problema noi constructiv și să vedem care sunt, de fapt, de unde vin toate, de unde cresc picioarele. Noi am spus mai sus, ați observat, vreau zic, colegul meu, domnul Capșelea, a spus care este, de fapt, un tarif, care ar fi un tarif real. Un tarif real ar fi în jur de 10 lei. Astăzi, călătoria cu autobuzul este 3 lei. De unde vin cei 7 lei? Vin subvenții, sub formă de subvenții din banii publici pe care îi acordă Consiliul Municipal întreprinderilor municipale, Parcul Urban și Regii Transport Electric. Transportatorii privați sunt aici discriminați, pentru că ei nu vorbesc de toate cheltuielile, le suportă și ei, lor le este ușor, cum spune domnul Morgoci, să conformeze. Lor le este ușor, răzgăi s-au dus, au întins mâna la Consiliul Municipal. Consiliul Municipal, decât să abordeze problema constructiv, să nu cheltui banii publici, să revizuiască tarifele, nu așa cum prevede legea, în fiecare an, să le ajusteze, dar măcar o dată la 2, la 3 ani, la 5 noi nu avem situația asta, de 11 ani. Adică este normal, credeți, ca să plătim o diferență pentru fiecare călătorie de 7 lei, pentru fiecare călător din banii publici, discriminând ceilalți călători care nu circulă cu troleibuzul și autobuzul, pentru că noi avem tronsoane unde este inaccesibil pentru troleibuze și autobuze. Acei călători merg doar cu troleibuzele, cu microbuzele. Și ei plus din impozitele lor plătesc celor care merg cu troleibuzul și autobuzul. Nu mi se pare normal. Și aici cifra este, pentru că nu se spune niciodată, cifra este de ordinul a sute de milioane. Și cifra crește din an în an. Nu mi se pare normal. În toată lumea lucrul ăsta există. Transportul municipal este un transport social. El trebuie, într-un fel, el trebuie menținut pentru a nu crea probleme ecologice, pentru a favoriza transportul public și a-l ține în frâu pe cel privat. Mă refer nu la transportatorii privați, la transportatorii particulari. Pentru ca să menținem niște reguli clare și în trafic și în oraș, dar nu mi se pare normal să nu revizuiești cu 10 de ani pe parcursul a 10 de ani să nu revizuiești tariful, la unii să le dai din buget, din buzunarul tot al nostru și pe unii să-i discriminezi în halul ăsta și să le spui că vreți să lucrați, nu vreți să nu lucrați. Am mai spus și mai sus, nu mai este problema noastră, este a municipiului și a călătorilor. Să oferim drept la replică și domnului Capcelea și domnului Copaci, pentru că s-a discutat despre acel minus de 7 lei, domnul Mărgăi a spus că de fapt vine să acopere aceste cheltuieli din bugetul primăriei, dacă e adevărat ceea ce spune domnul Mămăligă, dacă așa se întâmplă acum. Pe mine m-ar interesa, de exemplu, cu cât iată, când s-au închis rute de microbuz, pentru că s-a, prin asta a încercat să justifice ca să favorizăm transportul municipal, ca să vină mai mulți călători. Au scăzut alocațiile, au fost reduse alocațiile pentru autobuze și troleibuze din moment ce au dispărut rute de microbuz? Să le dăm voie să ne spună, domnule Capcelea, vă rog frumos, revenind la întrebarea anterioară pe care v-am pus-o. Da, deci, referitor la tarif, da, într-adevăr, subvențiile de la bugetul municipal sunt, deoarece transportul public este un gen de activitate non-profit, însă vreau să vă aduc la cunoștință că în 2009, când a fost stabilit tariful de 3 lei, prețul de cost era 4,28 lei de bani pentru călător. Și când a fost egalat tariful la autobuze... Deci de la început, practic, aceste cheltuieli nu erau acoperite, de fapt. Nu, dar nu era așa mare diferență. Dar când s-a egalat tariful la autobuze și microbuze, dat fiind faptul că rețeaua de rute în Chișinău este așa organizată că, practic, toate rutele de autobuz sunt dublate de rute de microbuz, fluxul de călător s-a micșorat la autobuze cu circa 40%. Păi, de fapt, s-a urmărit favorizare, dar a fost defavorizat. Nu, nu. Deci, dați-mi voie, deci, și anume, la noi s-a micșorat din contul călătorilor
care achită, fiindcă taxa este egală și de aceea o mare parte din călători, îndeosebi între orele de vârf, dar din faptul, dacă ați pus accentul pe dotație, deci da, putem vorbi și a doua parte, dat fiind faptul că autobuzele, troleibuzele circulă după un orar stabilit, microbuzele, cu regret vorbim ceea ce este, nu prea au orarul respectiv. Deci de aceea, între ori, dacă în orele de vârf călători sunt pentru toți, agenți, pentru tot tipul de transport, atunci între orele de vârf microbuzul circulă în fața autobuzului, călătorii care cu plată se duc la microbuză, cei care cu facilități rămân la unități de transport. Dar de ce se duc la... Pentru că tariful trebuie să fie diferențiat. Acolo s-a greșit când s-a revizuit la autobuz și nu s-a revizuit la microbuz din start. Da, dacă ar fi diferit tariful, atunci s-ar micșora și prețul de cost la un călător transportat. Diferența. Din contul majorării numărul de călători, pentru că o parte din călători vor reveni la autobuzele și troleibuzele noastre. Și de aceea și va fi necesar mai puțin să fie alocațiile din bugetul municipal către întreprinderi de transport. De aceea noi susținem ideea ca anume să fie diferențiat prețul de tariful stabilit pentru fiecare gen de transport. Domnul Călcele, dar cine și cum a justificat în 2009 când a egalat tariful la troleibuz? Consiliul Municipal. Consiliul Municipal, nu. Consiliul Municipal trebuia să aibă avizele comisiilor de resort, a direcțiilor, primării sau... Știți mai bine. În 2009 nu eram consilier. Dacă eram consilier, nu se întâmpla așa ceva. Vă asigur. Acum, dacă s-ar revizui prețurile, atunci pentru autobuze ar fi oricum un preț mai mic decât prețul pentru microbuze? Așa se propune. Și dacă se discută despre, cel puțin domnul Veceslav Găină spunea despre prețul de 5 lei, pentru microbuze, asta ar însemna 4 lei pentru autobuze. Da. Proiect așa se privede. Avem și alte întrebări pe pagina de Facebook, dacă îmi permiteți. Este o întrebare mai mult adresată către domnul Mămăligă, și anume de ce cei cu microbuzele nu respectă legea. Absolut nici într-un maxi-taxi nu se eliberează bilete. Întreabă oamenii de ce și... dacă vă spune să nu puneți bani în buzunar, trebuie ca toată lumea să plătească taxe. Și aici vreau să ne răspundeți dumneavoastră, de fapt, ce taxe sunt achitate de către administratorii de microbuze, ca să fie clar și telespectatorilor. Vezi că pe lângă impozitele care sunt absolut plătite conform legii de toți agenții economici care activează, mai sunt și niște taxe locale care merg în bugetul municipal pentru fiecare unitate de transport. Așa numită taxă pentru prestarea serviciilor transport călători, care, apropo, nu este achitată nici de Regia Transport Electric, nici de Parcul Urban. Aici, iarăși, suntem discriminați pentru că ei sunt scutiți prin decizia Consiliului Municipal de aceste taxe, deși taxa este prevăzută de lege, dar Consiliul este cel care fixează valoarea asta și scutește pe anumiți agenți de taxe. Și noi plătim pentru fiecare unitate de transport lunar taxă care merge direct în bugetul primăriei. E o taxă fixă, care nu diferă în funcție de numărul de pasageri pe care îl are un anumit microbuz. Ca să fie clar, n-ar fi această diferențiere dacă se dau bilete sau nu se dau bilete? La bază, stătea o analiză a fluxului, dar făcută cu zeci de ani în urmă, și taxele au fost fixate pentru fiecare rută, este taxă diferită. Uh-huh. Adică se prezumă că este în funcție de fluxul de călători. Dar situația de mult s-a schimbat, nu mai este acea de cândva, oricum taxele sunt diferite pe diferite rute. Asta trebuie să o știe toată lumea și taxele și impozitele se plătesc. Faptul că nu se dă bilete este o chestie pur tehnică.
agenții economici, absolut toți sunt obligați și aici se respectă pentru că au fost controle, au fost verificări și nu poți să activezi fără bilete. Adică de la contabilitatea agentului economic se eliberează bilete cu borderou de bilete. Ce face șoferul pe drum? Deja este altă treabă, este indisciplina șoferului și el sara face bilanț și... Deci și ar fi obligat el, să ofere aceste nu că ar bilete. Fi, el este obligat este să ofere bilete, dar practica arată că acei călători care cer bilete li se dă sau îi spune ieți bilet, pentru că el este pus în situația, știi, pe lângă să respecte itinerarul, reguli de îmbarcare, debarcare, încasează reguli bani și, da, și îngreuiază într-un fel activitatea șoferului, dar bilete, vă asigur, sunt în toate unitățile de transport, toți agenții economici țin evidența biletelor și zilnic și lunar și evidența contabilă se face, toate dările de seamă și impozitele toate se achită. Adică noi vorbim acum... Da, dar cum se verifică până într-un final dacă au fost un anumit număr de pasageri, dacă totuși până la urmă șoferul decide ca să nu ofere acele bilete și le face singur seara, după cum spuneți dumneavoastră, acel bilanț? Bine, noi în linii mari știm cam cât asta și asta îi cerem. Șoferul are, vreau să zic, atâta de dat în casă și atâta de cam aproximativ plus minus, dar asta, nu asta este problema. Nu asta este problema. Deși unii încearcă să o întoarcă, uite, dacă ar fi o evidență, dacă este evidență. Noi vorbim acum de un tarif sub orice nivel care nu există în nicio țară din lume. Eu am adus, îmi pare rău că nu aveți posibilități să arătați imaginele din Africa, unde în Mauritania tariful este de 6 lei în banii noștri și cu ce unități de mijloace, vreau să zic, cu ce unități de transport se activează, așa ceva nu există nicăieri. Și lumea încearcă să o susțească, uite, dacă ar fi așa, ar fi calitate și ar fi... Noi, dacă nu avem cu ce elementar alimenta deja mașinile, nu repara și întreține, nu mai avem cu ce alimenta mașinile. Și noi vorbim acum de... Domnule Mămuligă, foarte scurt la o altă întrebare de pe Facebook. Dacă inclusiv maxi-taxurile au un orar și dacă șoferii respectă acest orar prestabilit? Au orar și trebuie să-l respecte. Cu părere de rău, nu se respectă acest orar. Tocmai, sunt sancționați acești șoferi care nu respectă orarul, care nu oferă tichetele? Noi azi nu mai putem să-i sancționăm, pentru că noi, practic, dacă îl sancționez azi, mâine rămâi fără șofer. Noi deja avem sute de cazuri când mașinile stau fără șofer și nu putem să-i scoatem. Noi am reușit să discutăm și cu pasagerii și să aflăm părerea lor referitor la fluxul de oameni, dar și în ce condiții ar fi ei de acord să achite mai mult pentru o călătorie cu transportul public. Depinde de rutieră, de microbuz. Sunt unele care sunt într-adevăr niște condiții foarte bune, sunt altele deteriorate, nu prea bune. Asta e. Prețul, eu cred că da, trebuie. Măcar nu 10, dar vreo 5, dar e bine. Fluxul de pasageri este foarte mare, foarte mare. Nici nu încape uneori în transport public. Poate că unele merg prea rar, dar chiar și cele care merg foarte des sunt întotdeauna foarte pline. Dacă lumea nu ar sta în picioare, întotdeauna și dacă, chiar și dacă ar sta în picioare să fie vreo 2-3 oameni, și atât. Toată vremea ori merg unul după altul, ori poate nu vine nici unul. Ei, cum suntem noi așa? Așa și viața noastră, sper. Asta e pentru noi tare rău. Când eu nu mai rămâie pensie de două ori, atunci așa și lasă ne pui și pe asta mai scumpă. Dar așa înțelegi și asta e de la pensie până la pensie și dacă încă atâta vreme ar să mărească, asta și e jal. Кто вам скажет, что надо поднять? Никто. Даже самый богатый вам не скажет, что надо поднять. Я села здесь, потому что там узкое кресло. Уже для моего роста 170, тут узко. Если уж поднять, так не такой потолок, не такая пыль, не такое все. А так за три все идет. Мари Масора платит свою диакорду, а кукуните, как вот с краезе у нее кондиции мои бони. Мари Масора вспомнит мои... Ca să nu fie așa atât de mult populat transportul, să fie aer condiționat și bine amenajat, să nu fie mult dar și
cred că asta ar fi o soluție foarte bună. Când s-a început, adică an, studenții, mai greu. Fluxul este foarte mare, cu greu își fac față. Ambulzala care se face, cred că se mărește prețul, nu se merită. Logic, dacă ar fi ceva mai comod, mai spațios, poate s-ar gândi, însă în condițiile de față nu cred că se merită mărirea prețului. Nu, nu ar trebui să fie majorat. Prea multe persoane gratis călătoresc, de atât și nu-i rentabil 2 lei. Îi măresc, dar scot altele estimații mări mulți, mulți mări grați. E că, de simplu, sui 20 de persoane într-o troleibus, din 20 numai 5 achită, restul te scule estimații. Servicii și tot așa. Într-o țară europeană, că eu vă spun precis 100%, în Irlanda, acolo și poliția plătește transportul. Transportul public trebuie achitat. Transportul merge plătit. Și un leu ar fi suficient. Domnule Căpșelea, domnule Copuș, vreau să comentăm această părere a ultimului domn din reportajul nostru și anume despre faptul că, de fapt, prețurile poate și ar fi în regulă dacă mai multă lume ar plăti. Cum comentați dumneavoastră această afirmație? Și dacă, într-adevăr, e așa cum menționează domnul, foarte mulți nu achită din simplu motiv că sunt preferențiați cumva. Nu este chiar așa. La moment avem circa 23, dacă nu mă greșesc, vreo 20, 21, 23 de categorii de călători care sunt scutite de taxa de călătorie în transport. O parte din aceste călătorii sunt scutite de plata în transport de, prin legi și hotărâri de guvern, adică la nivel de stat. Alte categorii sunt scutiți la nivel de municipalitate. Pentru categoriile care sunt scutite de plata în transport la nivel municipalitate, municipalitatea compensează aceste cheltuieli întreprinderilor de transport. Cei stabiliți, dacă nu mă greșesc, sunt 9 categorii care sunt stabiliți prin lege, adică polițiștii și alte categorii, ca să vă dați seama care sunt ele, veterani de război, veterani de ai muncii, eroi și așa mai departe. Deci e o categorie mică, acelea sunt stabilite prin lege sau hotărâri de guvern. O altă întrebare de pe Facebook și ne întreabă un spectator de ce nu se fac anumite schimbări. Spre exemplu, dacă ar costa un bilet de transport 5 lei, ar trebui să fie valabil pentru o oră și te poți deplasa cu mai multe tipuri de transport și aici ar întreba autobuzul, troleibuzul sau inclusiv microbuzul. Spune că ar fi o rușine de majorat prețul unui bilet care ar avea valabilitatea de 5 minute sau de 20 de minute dacă ai nevoie de o stație într-o singură direcție. Aduce iar exemplu Uniunii Europene, că mai multe țări, dacă chiar și cumperi un bilet pentru 1,50 € sau 2 euro, ai posibilitatea să te deplasezi cu diferite unități de transport, tramvai, troleibuz, autobuz, transport terestru, pe o perioadă mai îndelungată de timp, o oră sau o oră jumătate. Pot să vă răspund, vă rog frumos, doamne Copaci. Pot să vă răspund și la întrebarea aceasta. Această problemă va fi soluționată numai după implementarea sistemului de taxare electronic, care deja este discutat, se lucrează la acest capitol. Am avut și din 2013 până în 2015 și o companie care a efectuat un studiu de fezabilitate pe această problemă a etichetării electronice. Avem rapoartele acestea, avem studiile prezentate de către această companie și recomandările cum să implementăm sistemul de etichetare electronică. Și unde se va implementa, de fapt, acest sistem? Doar la troleibuze și autobuze sau vorbim aici și de inițial, prima etapă, private? Prima etapă, desigur, transportul municipal, autobuze, troleibuze, la etapa următoare deja vor fi implicați și transportatorii privați. Și în acest sistem deja se va prevedea și această posibilitate ca cu un tichet să poți circula timp de o oră. Deja o oră, cum 60 va fi, de minute? Cât după implementare, 60 de minute, cât va fi stabilit de către Consiliul Municipal? Sau, în cazul în care mergi cu troleibuzul, în cazul în care vei dori să schimbi pe autobuz sau microbuz, pasagerul va achita încă un leu suplimentar, cel puțin
metoda deja atunci la implementare modalitatea se va prin, dar se prevede și așa o variantă de călătorie. Domnule Mulică, dumneavoastră ați fi de acord, sunteți predispuși să acceptați o astfel de metodă de plată și de implementat un astfel de sistem electronic? În parte de lucrurile astea, noi vorbim, eu personal vorbesc din două medii lucrurile astea, că am mai fost și în alte părți și am văzut cum funcționează. Noi ne-ar fi foarte ușor să implementăm, pentru că noi nu avem un sistem implementat și acum luăm pur și simplu unul care este cel mai potrivit, îl adaptăm, luăm unul corespunzător și ne-ar fi foarte ușor, dar atâta timp cât noi avem o politică tarifară total incertă, total plină de surprize, noi nu putem vorbi acum de chestii de astea, de tehnologie, de nu știu ce, de metode. Noi trebuie din tâi să facem, să reglementăm problema de bază. Asta este, de fapt, uite, aici domnul Copaci spune că avem 23 de categorii de cetățeni, de călători care nu achită și îi se pare puțin asta. Alții spun că achită și că municipalitatea achită pentru ceala. Eu nu știu, de exemplu, pentru cine achită guvernul, pentru cine achită. Eu unde am fost în lumea civilizată și am văzut, toată lumea știe că nu există transport gratuit. Că cineva merge fără achita în transport, da, dar pentru dânsul se achită. Adică dacă elevul în țările civilizate, elevii au un tarif mai mic, dar pentru ei achită, se achită prin Ministerul Învățământului. Militarii nu achită, dar pentru dânsii achită Ministerul Apărării. Veteranii nu achită, dar pentru dânsii achită Ministerul de Finanțe. Și tot așa. Și pensionarii, tot așa, Ministerul Muncii și tot așa. Adică nu trebuie categoriile astea de călători depuse în spatele transportatorului, pentru că cheltuielile sunt foarte concrete în transport. Și dacă noi facem, zic, din ce se compune tariful, din care elemente, zic, că nu putem exclude de acolo, din cheltuieli directe nu putem exclude nimic. Și dacă tariful real este, de exemplu, eu spun așa, 10 lei și noi fixăm prin decizia Consiliului 5 lei, înseamnă că 5 lei trebuie să vină de undeva, ca transportul să funcționeze normal și ca noi să putem vorbi de renovarea parcului, de calitate și de metode, de implementat metode noi de care vreți dumneavoastră. Noi nu suntem împotriva nici unei noutăți sau unei metode, absolut, absolut, dar lucrurile trebuie clar definite. Domnule Mulică, dumneavoastră mai devreme ne-ați dat un exemplu al unei țări îndepărtate. Noi de această dată nu mergem prea departe. Trecem prutul și discutăm chiar acum cu domnul Cristian Stoica, director tehnic la rețeaua autonomă de transport public din Iași. Domnule Stoica, vă spunem bună seara! Bună seara! Domnule Stoica, vreau să ne spuneți și dumneavoastră inițial câte mijloace de transport aveți în Iași și care sunt prețurile pentru o călătorie cu transportul public? Da, în acest moment avem zilnic la stradă un parc de 115 autobuze și 98 de tramvaie. Care este costul pentru o călătorie cu transportul? Un bilet pentru o călătorie costă 2 lei. 2 lei, adică ar fi 9 lei. Domnule Stoica, când a fost acest preț stabilit, de fapt? Acest preț a fost stabilit în urmă cu vreo 3 ani. Cam așa a fost stabilit. El s-a modificat din cauza că s-a modificat cu noi TVA. Uh-huh. Atât de a fost 24 înainte, după aceea a fost 18. Dar chiar în urmă cu 3 ani, 3-4 ani a fost preț cost al biletului. Domnule Stoica, și vrem să ne spuneți și în continuare cum de obicei achită pasagerii pentru această călătorie, pentru transportul public. Deci, după cum am auzit și interlocutorul dumneavoastră din studio, într-adevăr, transportul public trebuie să înțelegeți că, spre deosebire de alte domenii, în care dacă există o fabrică care produce anumite produse care se desfac, acestea se vând și produc în funcție de cerere. Transportul public fiind un serviciu, aici trebuie ai costuri, pentru că din cauza programului pe care ți-l impune, că trebuie să ieși dimineața la ora 5, da, până chiar la ora 23, ultima cursă, tu ai niște costuri. Costurile acestea nu sunt acoperite de veniturile, pentru că dimineața, între anumite ore, călătorul, nu sunt atât așa de mulți călători, astfel încât să
poate să acopere costul pe care l-ai tu cu scoaterea unui tramvai, de exemplu, la stradă. Cu atât mai mult cu tu scoți mai multe. Și de aceea sunt diferite compensații care trebuie să acoperite sau diferențe de tarif. Diferențe constau în tot ceea ce înseamnă abonamentele pe care le dăm și la fel noi în România avem o lege care spune că 50% pentru elevi se vor acoperi 50% din costurile necesare pentru transport, se vor acoperi de la organele administrative locale, de la Ministerul Învățământului, în funcție de cum se încheie protocoalele între aceste. Iarăși, compensația înseamnă diferența ce nu se acoperă până la cheltuiala serviciului prestat. Domnule Stoica, vă mulțumim mult pentru aceste informații. Am văzut care este experiența Iașului. Ne vorbea despre faptul că un bilet pentru călătorie este de 2 lei. Au 115 autobuze, dar trebuie să luăm în considerare și faptul că Iașul este cu mult mai mic decât Chișinău, practic în jumătate. Mai mult. Poate un pic mai... aproape jumătate. Văd vreo 300.000 de locuitori, da, puțin la peste. Da, un milion și de 3 ori mai. Ei sunt aproape 700.000, dar dacă ei nu calculăm exact toate celelalte persoane care vin din suburbii. Nu urbea, dar municipiul e de 3-4 ori mai mare. Și în București, cel puțin prețul pentru un bilet cu transportul public este de 1,3 lei. Da. Acum, cel puțin și în București, acest preț este stabilit deja din 2008, nu s-au făcut schimbări până acum. Dacă suntem pe final de emisiune deja, vreau să ne spuneți acum, dacă ar fi să schimbăm prețul pentru transportul public, cu cât s-ar mări, care ar putea fi prețul final și care sunt condițiile pe care le vor oferi prestatorii acestor servicii. Noi dacă vorbim acum de proiectul care este înaintat, eu nu l-am văzut, dar am înțeles că se propune un tarif de 3, 4 și 5 lei trolebuz, autobuz, microbuz. Asta ar fi un tarif pentru ca să supraviețuim, să nu murim. Pentru că dacă nu se modifică tariful, noi pur și simplu dispărim. Și atunci degeaba mai vorbim. Deci 5 lei ar fi un tarif pentru supraviețuire și după asta să pornim, să abordăm problema și de implementare a sistemului electronic, și de renovarea parcului, și de coordonare a orarelor cu ceilalți agenți, mă refer la întreprinderile municipale, și cu revizuirea, cred că, a rețelii, pentru că și asta este foarte important, cum construiești o rețea. Pentru că ceea ce s-a făcut la noi în ultimii ani, în special din 14 încoace, asta este, eu nu știu, este o măgărie față de transportatori și o ignoranță totală față de călători. Eu mă refer la microbuze, când s-au închis cu zecele rute absolut nejustificat, rute care sunt absolut necesare orașului și după care tânjește și acum călătorul întreabă. Cui a încurcat, de exemplu, ruta 155, ruta 160, ruta 102, ruta 105 și atâtea alte rute care au fost închise. Dar ați fi de acord, după cum spunea și domnul primar interimar, să luați în considerare și schimbarea microbuzilor pe autobuz de capacitate mai mare? Păi noi vorbim de asta de 15 ani, adică dați-ne condiții și nicio problemă, pentru ca să renovezi un parc, ca să treci la transport de capacitate mare, trebuie să ai condiții. În primul rând, garanții că o să funcționezi, pentru că microbuzul, dacă așa să vorbim sincer, microbuzul rămâne acasă și ia familie. Dar dacă cumpără omul un autobuz, mai ales un autobuz cu remorcă, ce face el dacă nu îi acordă garanții că o să funcționeze atât și o să funcționeze în condiții reale, rezică cu un tarif real sau cu compensații, că nu este neapărat, adică de modificat tariful. Acordă compensații, așa cum spunea șeful regiei de la Iași. Poftim, ați văzut cum? Adică există două compensații, două feluri. Acoperirea diferenței de tarif și acoperirea, rezică, până la atingi costurile domnule reale. Domnule Muligă, vă mulțumim frumos. Domnule Căpcelea, foarte scurt, vă rog frumos, suntem în... În prezent, în derulare, este proiectul de procurare a unui număr de unități de transport autobuze, am în vedere. Cred că în cel mai apropiat timp vom vedea autobuzele noi. Despre ce număr se discută? Numărul deja depinde de ofertanți, depinde de prețul autobuzilor, de ce ea... Spun un număr concret, nu pot, este în limita surselor alocate de bugetul municipal. De aceea,
În contextul înnoirii materialului rulant, confortul pentru călători va spori, se va majora numărul de călători și dacă se va majora și tariful puțin, înseamnă că povara către bugetul municipal va fi cu mult mai mic, anume pentru alocațiile care e necesar pentru exploatare. Vă mulțumesc, domnule Carcelea. Domnule Copaci? Tendința principală a municipalității este de a asigura transportarea călătorilor în siguranță cu transport de capacitate sporită, adică rețeaua de bază a transportului public să, și funcțiile de bază a transportării călătorilor să exercite rețeaua de troleibuze cât și de autobuze de capacitate sporită și medie. Rolul microbuzilor pe viitor se prevede a fi limitat în cartierele greu accesibile și în, în suburbii. Stimați invitați, vă mulțumesc mult pentru prezență. Sperăm că această problemă va fi cât mai curând rezolvată cu implicarea tuturor actorilor. Vă doresc o seară cât mai frumoasă în continuare. Stimați telespectatori, chiar acum avem legătura directă cu Stella Danilă, prezentatoarea telejurnalului de la ora 18, care ne va spune ce vedem astăzi în telejurnal. Stella, bună seara! Bună seara, Sandu! Bună seara, doamne!